ta au Biblia. Să mergem când te dau afară. De ce? De ce să te dea afară? De ce spui Andrei Ruse că îl dau afară, că se duce să ia Biblia? De ce? Ce glumă e asta? 20% reducere la Biblie. Da, au, au 20% reducere la Biblie, da. Puneai un preț mai mare și se întoarce. Ca la toate produsele, așa cum e efectiv pe tot globul. Sus, iau de la Comanitas, ce am învățat de la femei. Se strânge inima de, de gen. Fantastic. Dar cum i-a venit ideea, mamă? Clasa a patra, de la Isus, iau de la Comanitas, clasa specială, cea cu copiii cărora le curge salivă din gură când vorbesc. Nici de asta n-ai auzit. N-a auzit de Grita Spandugino și râde. Da, da, Spandugino promovează oameni ca Andrei Cornea, care s-a ocupat de Platon. Spandugino, da? Hai să vedem de Editura Spandugino. Cum să aibă, mă, 20% reducere la Biblie? Dar cum să n-aibă? E o carte. Mai puțin profundă cartea lui Iov, mai puțin profund Ecleziastul, care are 20% reducere. Ce sunt glumele astea, mă? Bă, de unde veniți, mă, frate, mă? Ce aș citim la viața voastră? Cum poți, mă, să citești și să fii atât de mediocru, atât de fără umor? Stai că a venit Andrei Ruse cu glume. Bă, e și Dumnezeu într-o zi bună. E Dumnezeu într-o zi bună. Ce-a făcut miercuri Dumnezeu? A dat 20%. Bă, nu pot, după. Mi-e rușine că există. Dar, păi, dar nu sunt glume, tocmai asta e. Aoleu, nu sunt glume, ești mediocru. Aoleu, ești insipid, mi-e rușine că există când te văd. Și de ce am zis de ei? Pentru că sunt mulți oameni care citesc și fac glumele astea. Și astea sunt glume de oameni care nu citesc, de fapt. Sunt cele mai jenante glume din istoria universului. Și ar trebui să te descalifice ca om. Nu mai ai voie să mai ai cetățenia de om după așa ceva. Să faci pozele alea și să zici chestii. Păi și ce a făcut miercuri? Și dădea Dumnezeu 20% reducere. Mamă, bă, dar ce interesant. Dar cum dădea Dumnezeu, mă? Și miercuri și... Bă, ai o vârstă, mă, nu ți-e mă rușine. Să vedeți ce citește, de fapt, Andrei Ruse, da? De aia îl jena pe el Biblia. Biblia pentru plebe. Ce face Andrei Ruse, ea? Poate Harry Potter? Da. Râde că a citit, că, bă, deci a făcut gluma că n-am citit cartea, am văzut filmul și a început să râdă. Voi vă dați seama nivelul umorului, unde e la acest individ care face poze cu icoane și face glumă, că reducere Dumnezeu. Doamne. Lord of the Rings. Da? Alor... La 3 luni, nu fiecare an. Deci, e o tradiție, da? Jur. La 3 luni? Iată. Nu. Aseară m-am uitat la Lord of the Rings. Asta. Dar facem glumițe cu Biblia. Mamă, Biblia, cum să ai reduce? Și știi ce fac vagabonții cu Biblia? Ridică prețul și apoi îți dau reducere. Dar nu așa se întâmplă în tot universul. Efectiv, la orice. Ce e asta? E o carte, da, e o carte. Biblia e o carte și editora face chestia asta. Așa, și ce? Ce? E mai puțin... e mai puțin adevărat că e profund Ecleziastul. Pentru că e așa... Bă, câtă... M-a jenat spre, îmi provoacă repulsie chestia asta, pentru că nu e vorba despre el, ci despre oamenii care gândesc așa, care fac glumele astea și se consideră inteligenți. Tu te uiți la Lord of the Rings de 4 ori pe an, tu adon cu Lord of the Rings și râzi acolo de cartea lui Iov și de Ecleziast. Și cum adică Dumnezeu și miercuri? Bă, nu ți-e bă rușine. Ce e asta, mă? Măcar... glume în care să nu-ți bagi joc de tine, nu ți-e rușine când te pui pe acolo, te frești de panouri. Ce ai, mă? Ce ai, mă? Te-ai dus să cumperi cărți? Ce ai, mă, de faci ca toate visele? O, lui, se intră la Biblie și cum aveți de discount și ce-a făcea Dumnezeu? Ce ai, mă? Tu nu vezi cât de primitiv ești, ești rudimentar. Mi-e rușine când te privesc, mi-e rușine că și eu sunt om când te privesc. Bă, băiatule, citiți și citiți degeaba, bă, să-mi va picioarele. Ăla râde de editura Spandugino, care e practic munca unui om care îl promovează pe Anton Golopenția, promovează pe Andrei Cornea, promovează... E cultural, e... Editura Spandugino e o binefacere a unui om bogat. Lavinia Spandunide, cred că se numește. Spandunide, Lavinia Spandunide, da. Ea finanțează Editura Spandugino, care promovează, din punct de vedere cultural, cele mai importante cărți aproape. Pentru România. Și asumă riscuri cu autori uitați, pe nedrept uitați, autori ca... Anton Golopenția. Dar ce să vorbești? N-ai, ce să... Cu Andrei, discuți cu Andrei Ruse. Ce să zic Andrei Ruse? Andrei Ruse râde de Biblie și de Dumnezeu și că în a treia zi Dumnezeu dădea discount. A făcut ceva, uite, bine, a făcut. Miercuri a dat discount 20%. Asta e gluma lui Andrei Ruse. Ce-i mulțumirea asta, suficiența asta când vorbești de... Uite și pe aia și că... Ia să vedem cu Biblia. Mai să spui cu aia, vină cu aia să vedem ce zice Iisus. Nu ți-e mă rușine, nu-ți sună așa ceva, știi?
E ceva vulgar în chestia asta. Mie mi-a fost rușine, sincer, când am văzut așa ceva. Cred că se tat și exemplul ăla prost de om care a citit așa chestii de suprafață și se comportă în societate în halul ăsta. Faci masaj erotic la panou cu icoane. N-ai ce să... Și mulțumirea aia că faci tu glumele alea și tu ești ateu și tu ești interesant. Vai de capul vostru. Deci vai de capul vostru. Asta, ăsta e adevărul. Nu, ești vulgar când intri într-o bibliotecă, te comporți vulgar. Știi ce spunea Cioran despre Eliade când intra într-o librărie? Oficia, era entuziasmat. Vi imaginați pe Eliade făcând glume despre librăria Sofia de care râde Andrei Ruse? Da, de la librăria Sofia știți ce am luat mai? Am luat scrisorile lui Jean Iacterian. De acolo am luat. Râdeți voi, librăria, zice Andrei Ruse, da, că mi-am adus aminte, zice, e un fel de Trinita și... Ce e asta? Și la Trinitas pe YouTube sunt discuții extraordinare. Ce nu găsești la televizor aproape niciunde și rare ori pe YouTube mai găsești ceva care să se ridice spiritual la unele discuții de la Trinitas. Da, despre chestiunea religioasă, că tot râdea de Mihai Eminescu, chestiunea evrească și are un râs pe care trebuie să-l redăm, pentru că nu se poate relata. Fiți atenți! Da. Dar nu știu dacă asta e cel mai bun alesere. Ce-i? Mihai Eminescu, chestiunea evrească. Citiți Nicolae Iorga despre evrei. Da, într-un context bun. El nici nu știa despre ce e. Credea, venise repede cu chestia aia de wokeism, așa, că evrei și era ceva de rău de evrei și în Ionescu, legionari. Istoria evreilor în țările noastre. Dacă o vedea acolo la librărie, ce făcea? Ce făcea să aibă? Hai să gâfuim când îl vedem pe Eminescu în chestiunea evrească. Asta e reacția ta când vezi Eminescu. Când vezi o carte de Eminescu, nu cred că e bine. Te-ai dus la librărie să râzi de Eminescu și de Dumnezeu. Hai de capul vostru. Hai eu? Da. Dar dacă asta e cea mai bună alegere. Eminescu. Uite ce urmează pe stânga. Ce urmează? Pune și camera. Da, și că vine Andrei Rusia. Uite, au Biblia. Ia. Din cauza creștinismului avem Europa. 2000 de ani de civilizație. Toma d'Aquino, Sanchi. Dar avem cum să schitești geamantanul, facem cărți dintre astea. Sărbători bizare pentru șareci. A văzut-o Andrei Ruse? A prins gluma? Bă, ești de bun! De la Iisus iau de la Comanitas. Bă, și-a pus cleiul în chicoare, ești de bun! Asta nu știe să pronunțe spandogină, n-a auzit în viața lui. De viața mea. Da, un filozof și tot felul de... Chantal del Sol. Uite, o filozofie educației. Editura Spandugino. Deci de asta n-ai... Încep să râzi când zice editura Spandugino. Da, un filozof și tot felul de... Aha. Dar nu! Uite, o filozofie educației. Da, filozofie educației, nu. Mergem acolo, pe Lord of the Rings. Nu știu să-l leg. Nu. Carta lui Iov, Ecleziastul, nu. Evangheliile, nu. Păi, cum să aibă, mă, 20% reducere la Biblie? Păi, ești nebun. Și Dumnezeu mă zi bună. A dat 20% reducere la Biblie. Da, că sunt prea bune și oamenii sunt proști. Lord of the Rings. Da? Da, pe și ăla. La 3 luni, nu în fiecare an. Deci, e, o tradiție, da, jur. La 3 luni? Extended-ul, nu... De câte ori te-ai uitat la el? Cred că mai de 4 ori pe an. Aseară m-am dormit la Lord of the Rings. Da? Și am citit Lord of the Rings și după ce am lăsat cartea, m-am dormit de 2 minute. Știi...